Domnul cel de nevoirea noastră. Evenimentul de astăzi a fost găzduit de către Casa Corpului Didactic Mehedinți. Inițiatorii acestui concurs, alături de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, au fost trei secțiuni la care au luat parte atât elevii, dar și dascălii activi, alături de cei care s-au retras din activitate. Am reușit să selectăm premiile 1, 2, 3 și mențiunea, copiii și profesorii care vor fi și prezenți acum. Și aceștia sunt într-un număr de aproximativ 60 împreună. Dar doar numărul elevilor care au depus lucrări, care au intrat în acest concurs, au fost undeva depășind de 100. Lucrările din concurs au fost inspirate de opera marelui poet național, Mihai Eminescu. 15 ianuarie, ziua în care acesta s-a născut, a fost aleasă drept Ziua Culturii Naționale în România. Ceea ce am început anul trecut, Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Mehedinți, iată, am organizat și anul acesta, cu ocazia Zilelor Eminescu, acest concurs de creație, în care anul acesta a fost extins și la cadre didactice și la cadre didactice pensionare. Inegalabil în stilul său creativ, Mihai Eminescu rămâne model de inspirație pentru toate generațiile care vor urma, însă a reprezentat o sursă de ghidare și pentru cei care au luat primul contact cu arta marelui poet acum mulți ani. Mihai Eminescu a fost declarat cel mai mare poet român. Ce ai învățat până acum la școală din opera lui, dacă ai apucat să... Am învățat despre mai multe poezii, cum ar fi Luceafărul, Ce te lege în codrule, O rămâi și multe altele. Sunt interesat ca tineretul să se apropie de poezie, să o cinstească, învățând-o în primul rând și sigur recitind-o. Poate că Eminescu place atât de mult pentru că acolo găsim nevoia de liniște, de armonie, de echilibru. Găsim mai ales aspirația către niște repere morale, aspirația către ideal, în care ne regăsim practic cu toții. De Ziua Națională a Culturii Române, la Casa Corpului Didactic Mehedinți, un grup de elevi care învață la Liceul de Artă Ioan Ștefan Paulian din municipiu a susținut un mic recital dedicat vieții și operei poetului național Mihai Eminescu. Marele premiu constă într-o excursie, care va avea loc în săptămâna Școală Altfel.